Pâinea este nelipsită de pe mesele românilor, devenind astfel un brand de țară. Fie că vorbim despre pâinea făcută în casă de gospodine sau de cea din magazine, românii se înghesuie zilnic să cumpere produsul cu care s-au obișnuit din moș strămoși. Numeroasele sortimente de pâine care se găsesc acum pe rafturile magazinelor au șters amintirea vremurilor în care acest produs era considerat aliment de lux. Înainte și după al doilea război mondial, lumea mânca multă mămăligă, iar pâinea era consumată doar de sărbători. Mai târziu, când s-a dezvoltat agricultura, am început să producem și noi pâine, explică directorul Institutului de Cercetări Alimentare din București. De când lumea, cum se spune la noi, pâinea a fost, pâinea. Nu mai vorbesc că în timpul străvechi era mămăliga. Eu am crescut la țară, copil mei, bunicii mei. Pâinea era o delicatesă. Da, se spunea că pâinea era un aliment de lux, se mânca mămăligă și doar la sărbători pâine. Pâine, deci pâinea era o delicatesă. Mi-aduc când luam câte o lauraja, câte o franzelă, era bunicii mei, eram copii mici de tot, asta era. Dar acum pâinea este, iar pâinea este o, după cum se cumestea procesată la ora actuală, E o travă curată, cu atâtea ingrediente de ăștia euro, cum fac ei, cum le zic ei, tot felul de substanțe de ăștia ca pâinea să o păstreze proaspătă sau nu știu cum, nu mai vorbim de pâinea congelată. Aia este, e cu totul și cu totul chiar o travă. Păi asta e din Moș Strămoș. Pâinea practic a fost cel mai ieftin aliment la noi. La ora actuală și pâinea s-a scumpit și se scumpește în continuare, așa că nu știu dacă o să reușească oamenii să mai mănânce și pâine așa cum mâncau până acum. Tot din cauza sărăciei, oamenii obișnuiau să mănânce fructele cu pâine. În mod normal, obiceiul nu este însă recomandat deoarece riscați să vă îngrășați din cauza conținutului de zahăr din cele două produse. Da! Este necesară, este, dar nu în cantități foarte mari. În funcție și de sănătatea fiecăruia, sunt mulți care ridică probleme de sănătate și atunci cantitatea de pâine le este limitată, redusă. Cred că suntem destul de majori și maturi să conștientizăm că nu trebuie să facem abuz, dar este necesară, este alimentul nostru de bază al românilor. Un român mănâncă în jur de 100 de kilograme de pâine într-un an, față de 60 de kilograme cât consumă în aceeași perioadă alți europeni. Un adult cu greutatea normală ar trebui să consume 5 felii de pâine pe zi, de preferat împărțite în așa fel încât, la cină, să nu mănânce mai mult de o felie. Senzația că nu vă săturați fără pâine vine tot din obișnuință, mai spun specialiștii. Este o chestie de autosugestie. S-au făcut experimente în care subiecților li se dădea același vin, dar pe sticle erau etichete diferite. Când au fost puși să descrie gustul, părerile erau total diferite. Dacă ai mâncat pâine de mic, s-a creat această obișnuință și percepția creierului este că dacă nu mănâncă pâine, nu se satură. Specialiștii ne sfătuiesc pentru a evita kilogramele în plus să nu o cumpărăm când este caldă.